Bună seara, doamnelor și domnilor. Știu că nu este ora la care v-am obișnuit cu această emisiune, Ora Adevărului, dar toată săptămâna vom realiza și veți putea urmări emisiunea Decalat, pentru că, așa cum ați putut vedea, transmitem în direct un important festival. În această seară am schimbat puțin planurile, pentru că o hotărâre a Înaltei Curți de Casație și Justiție ne-a determinat să încercăm să discutăm în profunzime despre dosarul lui Ionel Manțău și al lui Ion Vulpe, pentru că astăzi Înalta Curte a emis o sentință prin care cei doi sunt condamnați la 5 ani de închisoare cu executare. Pe această temă vor vorbi doi jurnaliști care s-au ocupat de subiect încă de la începuturi, din 2005, când a început acest dosar, când DNA-ul a început acest dosar. Vi voi prezenta, este vorba de Irina Stoian. Bună seara! Bună seara, Gabi! Bună seara și telespectatorilor tăi! Și Alin Ion, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Nu lucram încă în presă când a început acest dosar, așa că o să vă rog să mă intrăm în profunzime, așa cum ziceam. Sunt mulți care probabil au uitat de la ce a pornit toată povestea asta și care sunt etapele pe care le-a traversat dosarul până astăzi, când Ionel Manțoc și Ion Vulpe au fost condamnați la 5 ani de închisoare cu executare. Și o să vă întreb la un moment dat din povestea acestui dosar pentru a prezenta și câteva materiale filmate astăzi, atunci când Ionel Manțoc a fost ridicat, a fost prezentat mandatul și a fost ridicat de polițiști. Să începem cu începutul. Da, este o hotărâre la care eu am mai spus-o și ceva mai devreme, tot cu Alin în studio, dar la mine în emisiune, că este o hotărâre la care probabil nu se aștepta aproape nimeni. De ce? Pentru că de foarte multe ori instanța superioară tinde fie să păstreze o hotărâre, fie să o să o îndulcească un pic. De asta cei care sunt condamnați și apelează, fie la apel, fie la recurs, depinde de faza în care se află procesul și de căile de atac pe care le au la dispoziție. Ei bine, de la un an și 8 luni cu suspendare, adică un an și 8 luni în care să stai acasă, într-adevăr, trebuie să mergi din când în când la poliție, dar nu... să dai cu subsemnatul, dar în care, spuneam, să stai acasă, să nu stai după gratii și 5 ani cu executare, deci de 2 ori mai mare această inițiala pedeapsă, este totuși ceva. Probabil Ionel Manțoc astăzi a fost surprins, probabil și domnul Ion Vulpe a fost surprins astăzi de hotărârea dată de magistrații de la Înalta Curte. Dosarul este unul vechi, așa cum spuneai și tu. A început prin 2005. În 2005, procurorii anticorupție aveau, știu că la vremea respectivă se scria de altcineva, aveau un teanc foarte mare de documente. Atunci noi măsuram în kilograme, sute, ca și dosarele domnului Mischie. În sute sau mii de pagini, în zeci de kilograme și în metri înălțime. La vremea respectivă, numele care era cel mai des folosit era numele domnului Marin Condescu. Marin Condescu a fost cel care a fost inițial implicat în acest dosar public, care a apărut în atenția publică. De ce? Era o persoană cunoscută, mai puțin cunoscut Ionel Manțoc pe atunci, era un directoraș în cadrul Companiei Naționale a Lignitului Oltenia. Actuala sau fosta societate a Lignitului Oltenia. Și Ion Vulpe era cunoscut, era directorul companiei la vremea respectivă, însă Marin Condescu, știm, a fost în atenția publică prin foarte multe evenimente. Bun. Alina, aș vrea să te întreb, eu știu că la începutul acestui dosar au fost mai multe persoane acuzate în dosar, nu numai Ion Vulpe și Ionel Manțoc. Cine mai era în dosar în perioada aia? Au fost mai multe persoane, după cum spunea și Irina. Una dintre aceste persoane este Marin Condescu, dar nu știu de ce în cazul lui ancheta a căpătat o turnură pe care nu o cunoaștem noi acum, o necunoscută.
Probabil că s-a dat începerea urmăririi penale. Asta este cert. Nu, dar s-a dat începerea urmăririi penale. Sau scoaterea de sub urmărire penală. După care a fost scos de sub urmărire penală și o să îți și explic de ce. Cei trei, pentru că împotriva celor trei s-a început urmărirea penală, Ionel Manțog, Ion Vulpe și Condescu, Marin Condescu, au fost puși sub urmărire penală de DNA în 2006, pe la începutul anului 2006, pentru acțiuni asimilate celor de corupție. Procurorii au stabilit la vremea respectivă că ei se folosiseră de niște calități. Se folosiseră de niște informații pe care le dețineau aveau niște funcții, știau ce urma să facă societatea. Care era strategia de dezvoltare? Exact. Societatea pe care o conduceau chiar ei. Folosindu-se de aceste informații clasificate, au spus ei la vremea respectivă, ei anchetatorii da. Au cumpărat niște căsuțe amărâte undeva prin niște sate. Da, au fost ca ulterior, presă, foarte multe fotografii, exact, erau chiar niște ulterior da. Să primească despăgubiri în vile de lux. Asta a fost infracțiunea cu care nu au putut anchetatorii să-l prindă pe Condescu, faptul că s-ar fi folosit de niște informații clasificate. De ce? Pentru că Marin Condescu lucra în administrație. Exact. Atunci a ieșit din schemă Marin Condescu, au rămas cei doi, pe lângă ei alți directorași ca Dădălău, Ceușescu și încă mulți alții și de prin administrație știm că au fost și ei scoși din administrația județeană și ei scoși ulterior pe același considerent că nu lucrau în instituție, nu au avut acces la informații, deci ei au beneficiat de vilele de lux întâmplător. Dar nu este prima condamnare într-un dosar al strămutaților de lux. Înainte, cu ceva timp, chiar Ceaușescu și Dădălău au fost condamnați la pedepse, dacă mi-aduc bine aminte, de aproximativ un an cu executare, tot pentru că și-au construit vile de strămutați de lux, dar aici a fost o mică diferență. Nu au fost trimiși în judecată de DNA, ci au fost trimiși în judecată de parchetul Gorj, pentru că nu au respectat dimensiunile construcțiilor respective. Din pix au majorat foarte mult suprafața construibilă. Ei au cumpărat, de exemplu, o căsuță cu două camere și și-au înălțat 15 camere, da. Și pentru asta au suferit condamnări cei doi. Da, într-adevăr, lucrând în sistem și având acces la niște documente sau la modul de scriere a documentelor respective, automat nu au rezistat tentației și, cum spuneai și tu, și-au mărit din pix suma sau suprafața de care să beneficieze din partea companiei miniere. Nu ne așteptam nici noi la această sentință. Vom discuta despre așteptările pe care le aveați de la începutul dosarului sau le avea presa în momentul acela, imediat după ce o să urmărim primele materiale filmate în urmă cu doar 2 ore, cred, de colegii mei de la știri. O să îi rog pe colegii mei să ne prezinte întâi materialul în care Ionel Manțog este adus la Inspectoratul de Poliție. Înainte de a viziona materialul, vreau să le mulțumesc telespectatorilor care deja au început să ne transmită mesaje. Vă promit că le vom citi în această seară toate mesajele primite de la dumneavoastră. Iar dacă cineva, nu știu, știe mai multe detalii decât cele pe care le amintim noi în emisiune, poate să intre chiar și în direct. Dar repet, cu ceva informații importante. Haideți să vedem materialul. Ia uite-le. Păi și ce dracu, ce sincroane să luăm? Îți dai seama că nu avem ce sincroane. Nu aveți nimic de spus? 5 ani de închisoare?
trec și o muscă. Las că nu te văd. Nu cred așa ceva. Deci nu cred, nu cred. E spate, uite, 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 uite. Da, mă, ce se pot, dar acolo... Era sigur? Revenim, o să rog pe colegii mei să pregătească și punctul de vedere al Inspectoratului Județean de Poliție Gorj. L-avem pe purtătorul de cuvânt care povestește când au fost aduse mandatele. În mod evident, Ionel Manțog era grav afectat de ceea ce se întâmpla. Așa cum vorbeam la începutul emisiunii, Irina, în mod evident nu se aștepta la această decizie a instanței. O decizie dură față de celelalte două sentințe primite la Sibiu și la Alba Iulia. Și vorbeam despre, despre momentul în care a venit această decizie. Totuși au trecut niște ani. Suntem într-un context politic destul de agitat, dacă vreți. Are vreo legătură momentul acesta cu această condamnare, cu această sentință despre care spuneai că e neașteptată ca duritate? Eu nu cred că are vreo legătură cu actualul context, dar are legătură cu contextul perioadei foarte lungi de domnie a PDL-ului. De ce? Domnul Ionel Manțog și domnul Ion Vulpe în toată perioada asta s-au folosit de tot felul de chichițe avocățești, de tot felul de chichițe juridice ca să tragă de timp. Știm că încă de anul trecut, atunci când a fost dată sentința la Sibiu în primă fază, Ionel Manțog și Ion Vulpe au scăpat de câteva dintre acuzații, pentru că faptele au fost acuzate. Exact, s-au prescris. Probabil au crezut că pot să tragă de timp și mai mult, astfel încât să scape de cât mai multe dintre ele. Da, păi exista chiar riscul și scriați chiar și voi că există această posibilitate ca la anul ultima faptă să se prescrie, chiar și ultima faptă pentru care a suportat condamnarea. Exact. Așa că, din punctul meu de vedere, nu are nicio legătură cu actualul context. Poate, ți-am spus, are legătură cu contextul perioadei trecute, perioadei politice trecute. Cert este că Manțog astăzi nu era suficient de afectat. Mă așteptam să fie mult, mult mai afectat. Probabil a fost luat și prin surprindere, nu se aștepta să meargă poliția după el acasă să-l aducă, pentru că trebuie să spunem, nu a venit de bună voie la poliție. Dacă venea de bună voie, nu avea cătușele pe care am văzut și le-a ascuns cu o haină, cu ceva. A așteptat să vină mascații, a fost adus cu mascații, să vină mascații să-l ia de acasă. Hotărârea pe care au dat-o cei de la Înalta Curte de Casație și Justiție trebuia pusă în aplicare de îndată. Asta spuneau ei. În unele sentințe, în unele hotărâri, știm că există un anumit termen de 24 de ore în care se poate prezenta. N-a fost cazul de data asta, dar ceea ce știu de la colegii care au fost pe teren este că Ionel Manțog a deschis ușa, că îi aștepta pe polițiști și că momentul din care a fost primit mandatul la Târgu Jiu până în momentul în care a fost ridicat a fost de doar câteva minute, în jur de 10 minute, n-a durat mai mult. Adică toată lumea era pregătită, sentința se cunoștea. Probabil sunaseră și polițiștii să nu se ducă așa când era pusă masă. Exact. Da. Bun. Aveți bagajul făcut și tot ce trebuie. Cum ți se pare? Are vreo legătură cu actualul context politic? Cu tulburările astea din această perioadă? Totuși, eu cred că s-a întâmplat ceva, deoarece până acum nu erau sentințele chiar așa de aspre. Trebuie să ne aducem aminte că la Înalta Curte de Casație și Justiție cam acolo era salvarea tuturora. Sentințele erau mai blânde, scăpau cu suspendare, cu ani mai puțin de pedeapsă. Acum lucrurile s-au schimbat. E ceva, s-a întâmplat ceva. Este, nu avem cum să nu legăm și de ceea ce se petrece în contextul acesta politic, în lupta între președinte și guvern. S-a vorbit foarte mult și de
faptul că justiția a progresat și iată, acesta este un progres, se intră în, totuși în normalitate, chiar dacă nouă ni se par acum sentințele foarte, foarte dure, foarte aspre, dar cred că până la urmă legea spune cuvântul. Iată, este un, cred, în județul Gorj este primul exemplu că nu ne mai putem juca cu legea și că sunt, cred că în momentul de față sunt foarte multe persoane care, care tremură. Trebuie să avem în vedere faptul că mai sunt și alte dosare pe rolul instanțelor de judecată. Este dosarul Nicolae Misie, care tot la Înalta Curte de Casă și Justiție a ajuns. Mai sunt în diverse faze de cercetare. Acum, săptămâna trecută chiar a fost cel Dian Popescu. Și multă lume tremură. Este, părerea mea, că este un semnal pozitiv, pentru că... Morecă a primit și el acum o lună de zile o condamnare cu suspendare, dacă nu mă înșel. Da, în cazul lui Morega, nu știu dacă este, ca și la Mischie, nu știu dacă este definitivă. Probabil mai are o cale de atac. Probabil tot la Înalta Curte, exact cum spunea și Alin. Alin, da, e adevărat ce spui, că ne surprinde un pic duritatea deciziei, dar probabil că n-ar fi surprins dacă încă de la instanța de fond, de la Sibiu, decizia ar fi fost, poftim, 5 ani cu suspendare sau un an și 8 luni cu executare. Da. Dar diferența, totuși, două instanțe, atât Sibiul cât și Alba Iulia, au dat o decizie similară, o hotărâre similară, adică un an și 8 luni cu suspendare, pentru că acum Înalta Curte să vină cu o hotărâre foarte dură și cu executare. Asta e până la urmă surpriza de care vorbeam de la începutul emisiunii, că dacă ar fi existat o, nu știu, o cât de cât asemănare de aceste sentințe... Trebuie să spunem că soluția dată astăzi de Înalta Curte nu a fost pe faptele pe care le-au reținut magistrații de la încadrarea Sibiu și, și Curtea de Apel Alba Iulia. S-a schimbat încadrarea, automat au intervenit alte fapte, pentru faptele respective pedeapsa era mai mare. Mai mare. Da. Prima dată a fost trimis, asta vreau să a fost trimis în judecată pentru fapte asimilabile celor de corupție, iar acum... Pentru fals în înscrisuri. Da, iar acum pentru a fost... Pentru că omisese să-și treacă în declarația de avere, dacă nu mă înșel, în faptul că deține acasă. Nu, asta nu cred că este o faptă chiar atât de gravă, dar a avut fapte, cum spunea Alin, asimilate celor de corupție, de fals în înscrisuri, fals în înscrisuri sub semnătură privată, însă acum a fost abuz în serviciu în formă calificată. Pedeapsa mult mai mare. Asta, deci și asta este explicația, nu că e... Da, pentru această faptă a primit pedeapsa de 5 ani de închisoare. Am fost condamnat și pentru alte fapte de fals, uz de fals, dar pedepsele primite au fost mai mici, conform codului de procedură penală s-a aplicat pedeapsa cea mai gravă, cea mai dură. Da, cea de 5 ani. Bun, haideți să urmărim și ce spunea purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție și să revenim comentând și poziția poliției de astăzi. În cursul acestui seri, la orele 19:35 de minute, Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a primit prin fax de la Tribunalul Sibiu, în vederea punerii în executare, două mandate de executare a pedepsei privative de libertate, emise pe numele a două persoane care domiciliază pe municipiul Târgu Jiu. Polițiștii gorjeni au pus de îndată în executare aceste mandate, persoanele în cauză fiind încarcerate în centrul de reținere și arestare preventivă al inspectoratului. Revenim, colegii mei sunt un pic tracasați după ore de transmisiune în direct, acum a venit și emisiunea asta care e plină de materiale și complicată. Suntem toți cu nervii întinși acum pe ultima sută de metri a zilei, dacă vreți, o zi plină de evenimente.
Mai sunt și foarte puține minute până la pauză, o să vă rog să discutăm puțin despre sumele din dosar. Inițial, la Sibiu, la Alba Iulia, sumele erau relativ mici. 180.000 am văzut sumele pe care instanța le propunea spre confiscare. Acum, am văzut că sumele sunt mult mai mari. Ionel Mațog se vor confisca în jur de 340 4, ceva de mii. Aproape 4 miliarde de lei vechi. Da, și Vulpe este peste 5 miliarde sau 5 miliarde. Aproape 5 miliarde și el. Bun, care este explicația în continuare această schimbare de încadrare? Că totuși, cu ce s-a schimbat prejudiciul? Cât de mult să se fi indexat sumele în această perioadă? Este prejudiciul stabilit de procurorii DNA în rechizitoriu. Da, dar asta spun. Inițial, prejudiciul fusese stabilit la o sumă de 1.800.000. Cum a ajuns această sumă în decurs de, nu știu, 5-6 ani să ajungă cimentul, material de construcție? Tripleze. Nu cred că au adus la zi sumele. Probabil, domnul Mațog, trebuie să revenim la modul de operare al lor, al tuturor strămutaților ăstora de lux. Da. Ei își cumpărau căsuțe, mai multe căsuțe, ca să adune o valoare mai mare, valoare cu care ei să fie despăgubiți de fosta companie națională a lignitului Oltenia. Știm că unii dintre ei au băgat printre acte și niște moșteniri mai mult sau mai puțin adevărate. Probabil, în ultima fază, procurori, anchetatori, magistrații de la Înalta Curte au analizat mai minuțios și au constatat că unele dintre actele de la dosar, cele pe care dumnealor le aduseseră ca să își susțină, eu știu, partea de nevinovăție privind modul de despăgubire, adică, uite, am acte, pe asta am cumpărat-o de la Gabriela, pe asta am cumpărat-o căsuța de la Alinion. Căsuța și un graj de acolo, o anexă. Exact. Sumele foarte mici, trebuie să spunem, cu care ei au achiziționat, foarte mici, comparativ cu valoarea stabilită ulterior comisia, pentru că exista o comisie în cadrul Companiei Naționale a Lignitului Oltenia, care verifica fiecare boș de ucă din asta care urma să fie rasă de excavatoare. Probabil au stabilit că sumele cu care dumnealor încercau să se justifice erau prea mici comparativ cu cele cu care au fost despăgubite. Și au calculat, au recalculat și le-a ieșit o valoare mai mare. Bun, haideți să luăm o scurtă pauză publicitară, revenim la discuția noastră și încercăm să comparăm acest dosar cu altele la fel de publice, dacă se poate spune așa. Rămâneți cu noi! Viața publică este cu totul alta decât ce se află în spatele ușilor închise. Dacă vreți să descoperiți fața nevăzută a celor care vă reprezintă, urmăriți în fiecare joi la 18:45 emisiunea Culise. În viața reală totul educă. Lucrurile, fenomenele, dar în primul rând și în cea mai mare măsură, oamenii. Urmăriți în fiecare zi de miercuri la ora 18:45 la TV Sud
emisiunea Fi Educat, pentru că diferența dintre oameni o face numai educația. Revenim, vă reamintesc că în această seară vorbim despre condamnarea lui Ionel Manțoc și a lui Ion Vulpe la 5 ani de închisoare cu executare. I-am alături de mine în această seară pe Irina Stoian și Alin Ion, jurnaliști, cu care discutăm despre acest subiect. Trebuie să vă spun că astăzi, și colegii mei pot să vă confirme, s-a întâmplat așa o chestie foarte ciudată cu telefoanele multora dintre oamenii politici care ar fi putut să comenteze pe acest subiect. Brusc, după ce instanța a anunțat această decizie, telefoanele s-au închis, au murit cu desăvârșire. Am crezut că e o problemă de rețea, dar după ce am sesizat mai multe coincidențe, mi-am dat seama că a fost o, nu știu dacă o înțelegere, dar o reacție în val, așa. Poate au stat înainte foarte mult pe telefoane să, să analizeze, să schimbe impresii, o să fie, nu o să fie condamnat, o să îi se diminueze, o să îi se mărească pedeapsa și na, la un moment dat li s-au descărcat. Grooming, dar există o solidaritate între oamenii politici, indiferent de culoarea lor politică, în situații din astea, și dacă există această solidaritate, de unde vine? Păi v-am zis mai înainte că mulți tremură în momentul de față pentru că se știu cu musca pe căciulă. Foarte mulți, a spus Irina de dosarul lui Marin Condescu și Ion Călinoi a fost cercetat în acest dosar. Aveam și mesaje pe tema asta și o să vi le citesc. În acest dosar în care au fost condamnați Manțoc și cu Vulpe, dar în cazul lui Ion Călinoi s-a dispus, după câte știu, scoaterea de sub urmărire penală. Din același motiv despre care vorbea... Pentru că a cumpărat de la un intermediar, n-a cumpărat direct de la proprietarul bordelul respectiv, ce a cumpărat de la o altă persoană care a cumpărat de la proprietarul respectiv. Probabil că de asta nu vor să comenteze. Și nu lucra în sistem, da. Nu putea să aibă acces la aceste informații considerate secrete de serviciu. Probabil că acesta este motivul pentru care nu comentează, nu vor să aibă o reacție. Probabil că există și solidaritatea aceasta de a unei, nu știu, nu grupări, că nu este grup, o castă a politicienilor. Ionel Manțoc, știți că se certa foarte mult înainte cu Ion Călinoiu, se jigneau în toate felurile emisiunile, cum se prindeau, apoi au revenit la relații mai cordiale. Nu erau bănuiți la un moment dat că e tot doar o fațadă și că cearta dintre ei nu este reală, și mă țin minte că am filmat într-o pauză publicitară de la o emisiune și am făcut publică tocmai pentru a vedea toată lumea în ce hal s-au putut certa în pauza aia publicitară. Am crezut că se sfâșie reciproc. Asta a fost atitudinea. Da. Deci nu era nimic teatru. Asta zic, că există o solidaritate care poate fi interpretată în mai multe feluri. Poate că, într-adevăr, așa cum spunea Alin, se tem de momentul la care s-ar putea regăsi în aceeași situație, Irina, ce zici?
Da, ar putea fi și asta o explicație, însă Târgu Jiul este un oraș mic în care toată lumea se cunoaște cu toată lumea, tot politicienul se cunoaște cu tot politicianul. La un moment dat am văzut că la noi se tot practică această chestiune. Un om rămâne fără un scaun în partid și poate să primească într-un alt partid. De ce să își atace un adversar care nu îl deranjează la momentul respectiv? Sunt, așa cum spuneai tu, foarte agresivi în limbaj politicienii, însă atunci când se ceartă pe aceeași bucățică de tort. Însă, într-un caz de genul ăsta, în care un personaj, fie el și politician, cândva foarte virulent, este victimă, oamenii politici din jurul lui, ca și oamenii probabil de acasă, mulți dintre oamenii de acasă, tind să-l victimizeze. Am avut aceeași situație și la Dian Popescu, toți, cel puțin cei de la PSD, colegii din Alianță, n-au vrut să comenteze niciun fel reținerea și propunerea de arestare. Da, și am văzut și solidaritatea de la tribunal atunci când seara s-a dat pronunțarea. S-au adunat și au procurorul. Da, foarte mulți au venit, era arhiplină sala, pentru că ședința în care se pronunță o sentință știm că este publică. Atunci, într-adevăr, au năvălit în sală foarte mulți colegi de partid, cunoștințe. Colegi de partid probabil, care acum ocupă funcții importante, reprezintă autoritățile județului. Haideți să vă citesc câteva mesaje și să revenim la Ionel Manțog, să vedem ce se va întâmpla mâine, pentru că știu că mâine la Curtea de Apel Craiova va fi se va judeca recursul lui Dian Popescu. Și vom vedea ce se va întâmpla mâine. Mâine e o altă zi, să vedem dacă important, tot așa de agitată ca și azi. Telespectatorii, câteva reacții vă spun din partea lor. De ce sunt doar doi țapi spășitori când cartierul Primăverii e plin de vile ale salariaților din Jilț? Ar fi părerea unui telespectator. O altă opinie este că amândoi își merită soarta, spune un altul. Spuneam că o să caut imediat. Avem un mesaj care era, care spunea exact ce ziceam și noi, că de ce numai Ionel Manțog și Vulpe sunt în acest dosar? Călinoiu și Condescu unde sunt? Am exact explicat ceva mai devreme. Da, asta spun, că și oamenii care își amintesc de aceste dosare rețin începuturile, dacă vreți, și ce a fost atunci. Și interesant e că chiar Ionel Manțog, în toate conferințele de presă, își argumenta nevinovăția prin faptul că în situația lui sunt și alții, și îl dădea ca exemplu chiar pe Ion Călinoiu, și nu înțelegea de ce el a fost trimis în judecată la momentul respectiv și este judecat pentru construirea vilei și alții nu sunt. Acesta era argumentul lui. Da, ce aș fi vrut să mai discutăm până mai selectez eu din mesaje privea o situație, dacă vreți, un pic bizară, și anume că niciodată în aceste procese, nici Complexul Energetic Oltenia, nici Compania Națională a Lignitului Oltenia, nici Rovinariu și nici Turceniu nu s-au stabilit ca părți civile. Nu e un pic ciudat? Pentru că totuși s-a constatat un prejudiciu. Iată, sunt aproape 5 miliarde la Ion Vulpe, sunt 3 miliarde și ceva la Ionel Manțog. Există totuși un prejudiciu semnificativ din punctul meu de vedere ca om de rând care n-am acces la atâtea miliarde. De ce niciodată n-a încercat nimeni să recupereze aceste sume? De ce niciodată nu a încercat nimeni din unitățile astea, ca să-ți răspund tot cu o întrebare, să recupereze sau să stopeze banii care plecau din entitățile respective spre sport, de exemplu. Știm că anual pleacă zeci de miliarde, nu știu dacă acum este mai mare suma, de lei vechi. Probabil 4-5 miliarde li se pare, domnilor, o sumă prea mică să se deranjeze, să se constituie parte civilă. Nu, este o glumă. Dacă s-ar fi constituit părți civile cele trei unități în dosarul Manțog-Vulpe, ar fi trebuit probabil să
se extindă această sferă și să se verifice cum au fost alocați bani pentru construirea de vile pentru directorul X, directorul Y, pentru că, așa cum spunea și telespectatorul în mesajul pe care l-ai citit tu, într-adevăr sunt foarte mulți oameni care au lucrat sau încă lucrează în sistem pe la diverse structuri miniere din județ, care într-adevăr au beneficiat de despăgubiri în vile de lux, în cartierul de la Târgu Jiu. Și ca să facem o comparație, să ne dăm seama de diferență, la câțiva kilometri de Târgu Jiu, în Cornești Noi, dacă nu mă înșel, da, se numește satul, există un cartier, o nouă vatră de sat, de locuințe construite în același regim. Oamenii au avut niște căsuțe undeva în niște zone miniere unde au venit excavatoarele, le-au demolat, au primit în schimb case făcute de Compania Națională a Lignitului Oltenia, ulterior Societatea Națională a Lignitului Oltenia, și cele două complexe Rovinari și Turceni. Ei bine, căsuțele alea nu sunt nici pe sfertul vilelor din primăverii. Probabil de asta oamenii de la SNLO nu au vrut să stârnească un așa uragan, pentru că ar fi căzut foarte, foarte multe din cei capete. Care lucrează încă acolo, din cei care lucrează încă în sistem sau au lucrat în sistem și au beneficiat de astfel de vile de lux. Dar ei încă erau la conducere atunci când anchetatorii i-au trimis în judecată. Ei încă se aflau la conducerea acestor unități din minerit. Și ulterior Ionel Manțog a ocupat funcții în conducerea complexului energetic Turceni, așa că era cam greu de crezut că chiar el să-și taie creaca de sub picioare. Deci a putut controla în oarece măsură inclusiv acest lucru, spuneți? Da, eu așa cred că... A putut controla și dovadă că a putut controla și chiar a controlat, nu s-a dat în spate de la a face acest lucru, e faptul că lui Ionel Manțog sau în dosarul Ionel Manțog sau colateral avem niște victime. Este vorba de... Pe departe, soția lui Ionel Manțog, magistrat, știm că a trebuit să meargă ceva vreme prin sălile de judecată, a fost cercetată și dumnea ei a ajuns în instanță. Da, la un moment dat s-a suspendat dreptul de a mai practica. A solicitat chiar daune morale pentru exact, perioada în care... Și Cosmin Popescu, cum spuneai și tu, Alin, un... tânăr politician, foarte credul, mereu în preajma lui Ionel Manțog, care în momentul în care a făcut rocada cu Ionel Manțog la Ministerul Economiei și Comerțului, știm că o perioadă a fost secretar de stat, a încercat să îi ajute sau să-l ajute pe Ionel Manțog. Să scape de acuzații. Exact. A trimis un corp de control care a efectuat o verificare cu mânuța lui. Din care să iese că acele informații exact. Nu erau secrete, nu, exact. Nu puteau fi considerate secrete. Da. Și actul respectiv a ajuns ulterior în dosarul fost aflat pentru în instanța favorizarea lui Ionel Manțog. A fost favorizarea infractorului. A fost condamnat la, paradoxal, la o pedeapsă mai mare decât Ionel Manțog. Ionel Manțog și Ion Vulpe, pentru că aveau calității măsurabile, cam la același nivel, primiseră câte un an și 8 luni cu suspendare. Cosmin Popescu a primit 2 ani de închisoare cu suspendare pentru favorizarea lui Ionel Manțog. Deci, iată că nu s-a dat în spate Ionel Manțog de la și folosi influența și de la a face și alte victime. Bun, haideți să vă mai citesc câteva mesaje. Unele dintre ele aș vrea le citesc mai mult ca să le explicăm, pentru că untele oamenii să știe niște dosare diferite de nu asta a primit, o să vă rog da, să... Nu în dosarul respectiv, este un alt dosar.
Da. Și dosarul respectiv s-a finalizat, nu s-a întâmplat nimic în acel dosar, din câte știu. Și, a fost o defecțiune tehnică, asta au constatat specialiștii care au efectuat expertiza solicitată în dosar. Dosarul respectiv. Mai are alt dosar Ionel Manțog în acest moment, în instanțele de judecat, Alin? Eu nu mai știu de un alt dosar. Deci nu mai știu. Știu doar de dosarul acela în care a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, acela cu ambulanța, dar la primul termen de judecată a fost achitat pentru că tocmai în perioada respectivă se introdusese o modificare în codul de procedură penală și se putea împăca, putea să cadă la o înțelegere și, cu victima. Și, cum spuneam, i-a fost favorabilă acea expertiză solicitată în dosar, care a stabilit că a fost o defecțiune a mașinii, nici de cum o culpă a lui Manțog în momentul în care a intrat în acea ambulanță, în care era un muribund cu soția, omul n-a mai ajuns la spital, nu i s-a mai putut acorda primul ajutor, a murit pe loc. Altcineva zice, la cum îl cunoșteam pe Manțog, mă așteptam să încerce o strategie gen Năstase. Nu să se lase arestat. Păi, da, foarte interesant. Noi aici nu am putut auzi tot ceea ce a spus purtătorul de cuvânt al poliției Gorjene, dar cu siguranță a spus că au intervenit cu promptitudine. De asta au și intervenit atât de rapid, să nu îi dea răgaz, să se gândească la eventuale modalități de a scăpa de un drum până la arest. Nu știu dacă a scăpat neapărat, pentru că nici Năstase n-a scăpat, dar cum să zic, cam în momentul... Dar nu-i putem compara pe cei doi. Bun. Telespectatorii nu se pot abține. Probabil că pentru Gorj aici și nu, Ionel Manțog e... Nu, moralitatea lui Ionel Manțog nu cred că este comparabilă cu a lui Năstase. Nici nivelul... Bine, mă gândesc că e greu să analizez moralitatea unor oameni care deja au fost condamnați. Nu știu care e posibilitatea de a face măsurător de genul ăsta. Dar până la urmă... pe Ionel Manțog l-am văzut și în alte ipostaze, l-am văzut și în alte dosare, cum întreba și telespectatorul, cum spunea și Alin, în dosarul în care a omorât un om și s-a declarat din start nevinovat, nu l-am văzut să aibă vreo mustrare de conștiință. Bun. Ce vreau să vă mai întreb este dacă în acest moment, având în vedere ce s-a întâmplat cu Ionel Manțog, ținând cont că, așa cum făceam un scurt istoric, este vorba de Mischie, care a primit o condamnare cu suspendare. Dian Popescu are mâine recursul. Morega a fost și el condamnat cu suspendare. Iată că încetul cu încetul, în ultimele luni, pentru că vorbim de ultimele luni, cred că 2-3 luni, dacă nu mă înșel ca perioadă, au fost date niște decizii, niște dosare destul de importante, cel puțin pentru noi aici la Gorj, că vorbim de nu știu, baronii noștri, de cei 3M celebri de la Gorj, că până la urmă s-a întâmplat ceva și în dosarele astea. Aș vrea să discutăm un pic despre perioada în care de care a avut nevoie fiecare dosar ca să ajungă undeva. Cred că al lui Ionel Manțog e cel mai vechi, dacă nu mă înșel. Voi știți mai bine? Nu, cred că al lui Mischie. Mischie a fost arestat în 2004. Da. Cred că, deci una cred diferență. Că lui, cred că ale lui sunt cele mai bun. Vechi. Cred că tot în 2005 mi se pare că a fost trimis Nicolae Mischie în judecată. Știam și eu că și Mischie da, tot în 2005. Da, dar arestarea s-a făcut în 2004. Bun. Deci dosarele 2004-2005, Ionel Manțog, iată, 2005, deși faptele sunt 2006 2002. Trimiterea în judecată. Așa. Dar în cazul Nicolae Mischie, el a primit o sentință cu executare, nu cu suspendare. Deci a fost prima dată... a fost condamnat de tribunalul Gorj la 4 ani de închisoare cu executare, iar apoi curtea de apel Timișoara l-a condamnat tot la 4 ani de închisoare cu executare, iar sentința aceasta a fost atacată cu recurs și recursul se judecă acum la Înalta Curte de Casație și Justiție. Știu că la un moment dat dosarul s-a mai aflat, dosarul acesta în care este judecat Nicolae Mischie, care a fost trimis în judecată tot de către procurorii DNA, s-a mai aflat pe rolul instanței de judecată în alte curți de casație și justiție, pentru că Nicolae Mischie a
invocat o chestiune procedurală. Nu i-a fost acceptată o probă la dosar, e vorba de o expertiză făcută în o expertiză pe care a cerut el să se facă și Curtea de Apel Timișoara i-a respins această expertiză. El a făcut a contestat această decizie la Înalta Curte de Casație Justiție, iar Înalta Curte de Casație Justiție i-a acceptat, i-a dat câștig de cauză, să spunem așa, pe chestiunea aceasta procedurală și a trimis din nou dosarul la rejudecare la Curtea de Apel Timișoara. Deci s-a mai aflat odată pe rolul instanței de judecată acest dosar al lui Nicolae Mischie. Zâmbeam pentru că o hotărâsem că nu mai citesc alte mesaje, deși telespectatorii au sunat și ne-au lăsat mesaje și în regie, dar mai avem puține minute din emisiune și nu mai avem timp să discutăm, dar un mesaj mai citesc pentru că vreau să-l comentăm. Băsescu joacă acum ultima carte. Toți cei care l-au supărat vor păți același lucru. Nu știu acum, bine, pornind de la ideea în sine a mesajului, că oamenii îl văd așa omnipotent pe Traian Băsescu și își întinde, nu știu, influențele și aici la Gorj, ocupându-se personal de... Acum e suspendat, nu știu. Da, da. Dar ultima carte și o joacă, într-adevăr, pentru că la sfârșitul lunii... Asta e până la o mare la legătură de lunii, chestia asta care se întâmplă cu ultima carte jucată de Traian Băsescu, nu cred. Nu cred că are o legătură cu Traian Băsescu neapărat. Poate are o legătură cu actualul guvern. De ce? Actualul guvern trebuie să demonstreze că a făcut sau că începe să facă ceva din ceea ce a promis. Una din chestiunile trâmbițate a fost aceea de a lăsa justiția liberă, de a lăsa justiția să-și facă treaba sau de a scoate, ca să-i parafrazăm, de a scoate justiția din mâinile lor. Poate fi interpretat și așa ceea ce se întâmplă acum în justiție cu aceste condamnări pe bandă rulantă și... Dar oamenii, probabil, părerea mea, că au motive să gândească în felul acesta și mă gândesc la și declarații făcute de oamenii politici. Și aici vreau să vă spun de declarația făcută de Victor Ponta atunci când s-a dus să-l viziteze pe Năstase la spital și a spus, sper ca Traian Băsescu să fie fericit. Deci iată o legătură făcută chiar de Ponta între Traian Băsescu și condamnarea lui Năstase. Deci oamenii, telespectatorii, sunt îndreptățiți să gândească în felul acesta că, de fapt, judecătorii, procurorii au liber... Avem și medalie, dacă vreți, la ideea cu Traian Băsescu, pentru că cineva întreabă dacă Ponta o să-l grațieze pe Malțog. Ironic, evident, având în vedere conflictul foarte puternic dintre... Nu-l poate grația Ponta, evident, poate grația, asta, în schimb, Antonescu. Nu o va face, cu siguranță nu o va face până în momentul în care nu va câștiga între funcția... Ponta și Malțog. Dincolo de... Că mesajul în mod evident a fost ironic. Sigur nu se așteaptă cineva la o grație, chiar dacă și în mod evident premierul nu are aceste atribuțiuni. Dar ca idee, conflictul dintre Manțoc și Ponta a fost foarte puternic într-o perioadă, dacă ne amintim. Da, nu ierta nicio conferință de presă. Tot amintea despre Ionel Manțoc, despre urmașul lui Nicolae Mischie în județul Gorj, despre baronul Ionel Manțoc. Da, bun. Pentru că suntem la final de emisiune, aș vrea să, nu știu, vă știți foarte bine dosarele, și ale lui, nu știu, ale lui Mischie, ale lui Manțoc, ale lui Morega, le studiați, le-ați avut sub ochi atâta vreme. Lucrați cu domeniul ăsta al justiției și aș vrea să vă întreb într-un efort de sinceritate, dacă vreți, în ce măsură dosarele astea au o legătură cu politicul? Putem să vorbim despre apropierea unor procurori cu anumiți oameni politici? Putem să vorbim despre anumite decizii în diverse dosare atunci când se schimbă un regim politic sau altul? Eu cred că au o legătură, pentru că dacă chiar Victor Ponta, după cum am spus mai înainte, a declarat în fața spitalului Floreasca că Traian Băsescu
se bucură și este fericit, înseamnă că știe el ce știe de face asemenea declarație, nu? Știe mai multe decât știm noi. Bun, pornind de la asta, dar din experiența ta, consideri, ai sesizat niște coincidențe de-a lungul vremii care să te fi pus pe gânduri să te ducă la concluzia asta? Chiar dacă nu poți să arăți cu degetul către o situație specifică, un exemplu anume, să crezi că are o legătură una cu alta? Ce este ciudat, că e că ciudat, mă rog, nu chiar ciudat, dar toți acești oameni care au fost foarte puternici, au primit aceste condamnări după ce și-au pierdut puterea. Ion Manțog era ieșit puțin din viața aceasta politică, pentru că el rămăsese în culise, da, dar nu mai ocupa funcții de conducere la nivelul instituțiilor, unităților. Nu, Alin, dar dacă într-adevăr facem așa un remember, ne amintim că tot timpul în preajma campaniilor electorale se arunca dintr-o parte în alta, dintr-un partid spre celălalt, cu tot felul de acuze. Ieșeau foarte multe documente. Acele documente ajungeau în presă, după care vedeam constituindu-se un dosar la procuratură după o anumită perioadă. Într-adevăr, unele dintre ele au legătură cu politicul în sensul ieșirii informațiilor. De exemplu, că toți suntem la dosarul Manțog-Vulpe și nici aceste fapte nu ar fi ieșit la iveală dacă la un moment dat în acel sistem bine sudat nu ar fi intrat și alte persoane străine partidului din care dumnealor făceau parte. De ce? Pentru că de obicei oamenii politici încearcă să și întărească instituțiile, să se întărească la nivel de instituții, punându-și pe funcții de conducere oameni din propriul partid. Tocmai pentru ca anumite ilegalități să nu iasă. Ei bine, se întâmplă ca uneori informații să mai iasă pe surse, că am văzut în ultimul timp și oamenii politici lucrează pe surse, să ajungă, cum spuneam, în presă, să fie preluate apoi de procuratură și să se ajungă la instanță. Apropo de asta, vreau să vă spun că în urmă cu o lună și jumătate, dacă nu chiar două luni, am fost la Morega și am luat un interviu pentru știri. Și atunci mi-a dezvăluit anumite lucruri concretizate săptămâna trecută, și anume că exista, bine știam și noi că există un dosar care cercetează lucrările de la Peștișan și de la Scoarța, dar la momentul acela nu știu dacă altcineva ar mai fi avut întrăzneala să facă public ceva ce doar puteam să speculăm. Și anume că e doar o chestiune de timp până când, nu știu, cineva va fi arestat în acel dosar. Morega doar a citat pe cineva. Bun. Vă mulțumesc frumos că ați venit în această seară, pentru că altfel, așa cum spuneam, mi-ar fi fost imposibil să discut pe acest subiect. Așa cum spuneam, nimeni nu are curajul să vină. Noroc că mai există presa care a fost prezentă și cunoaște foarte bine detaliile acestor dosare, pentru că altfel oamenii n-ar avea de unde să afle foarte multe lucruri. Ei, vine campania electorală și atunci cu siguranță se vor bate să ajungă la emisiune. Da, dar nu pe subiecte așa sensibile, sunt convinsă. Nu, pentru că sunt oamenii foarte, foarte sensibili și nu vor să atace pe nimeni. Mulțumesc frumos, spor la treabă și mâine o zi fierbinte. Așteptăm să vedem care va fi deznodământul în cazul lui Dian Popescu. Doamnelor și domnilor, mulțumesc că ați rămas cu noi până la ora așa de târzie. Vă mulțumesc pentru mesaje, pentru telefoane. Ne revedem mâine seară, tot de la 10, pentru că, așa cum vă spuneam, veți putea urmări transmisiuni directe aici la TV Sud în fiecare seară de la 7, așa că de la 10 vom vă da o întâlnire la o altă ediție a emisiunii Ora Adevărului. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!